copil de nici 2 ani din județul Botoșani a murit după ce a fost strivit cu mașina chiar de tatăl său. Bărbatul consumase alcool și n-a văzut că fiul său se afla lângă mașina pe care încerca să o parcheze. O femeie din județul Mureș, mama 3 copii, a fost ucisă de soț după ce instanța a refuzat să-i prelungească ordinul de protecție. Și premieră în România, un înalt prelat al Bisericii Ortodoxe Române, fostul episcop al Hușilor, a fost condamnat la 8 ani de închisoare după ce a violat mai mulți elevi de la seminarul la care era profesor. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Un copil de nici 2 ani din județul Botoșani a murit după ce a fost strivit cu mașina chiar de tatăl său. Accidentul a avut loc în curtea casei, în timp ce omul încerca să parcheze autoturismul. Bărbatul, care era băut, nu a văzut că fiul său se afla în apropiere. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cena cumplită a avut loc aseară, chiar în curtea unei familii din satul Vorniceni. Un bărbat de 32 de ani a decis să schimbe locul de parcare al mașinii. El consumase alcool, dar a considerat că poate să facă manevra fără probleme. Fiul său, care avea 1 an și 7 luni și era afară, a alergat spre autoturism. Ce poți să înțelegi la un copil așa, 1 an și 7 luni? Practic nu l-a văzut și... Nu l-a văzut, bă, cu spate, copilași nu știți aici, trebuie să ai grijă lor. Au grijă lui și tot s-a întâmplat. Când a dat tatăl copilul cu spatele înapoi în curte, cu mașina, și atunci cred că a cicicat cu fața în sus. Mama băiatului a văzut întreaga scenă. El a scos pe copil de sub mașină și a plecat spre cel mai apropiat spital. În același timp, tatăl a sunat disperat la 112 și a cerut ajutor. 2 ambulanțe au pornit de la Botoșani spre caz. Mama și salvatorii s-au întâlnit pe drum. Găsit în stop card de respirator, secundar unui traumatism craniofacial important, produs în urma unui accident cu mașina. Practic a fost zdrobit de o roată a mașinii. S-au început și s-au efectuat pe parcurs de 40 de minute manevre de resuscitare și ulterior s-a declarat decesul. La locul tragediei au ajuns imediat și poliția. Ei au făcut măsurători, au ridicat probe și au făcut chiar un test de alcoolemie bărbatului. Tatăl acestuia a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată fiind de 1,37 mg per litru alcool pur în aerul expirat, urmând a fi recoltate și probe biologice de sânge care vor stabili alcoolemia. Vestea morții copilului de 1 an și 7 luni a căzut ca un trăznet și asupra comunității. E treabă, na. Da, copilașul? Îl știați, nu? Îl știam, da, l-am văzut să juca și chiar e mort. Oameni bine, na, oameni buni, sunt stăriți, sunt tineri, o cununată asta vară, dar n-a cazul, checă pe om. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Cei doi părinți mai au o fetiță care e cu câțiva ani mai mare decât victima. A fost haos pe aeroportul Otopeni și pe cel din Cluj-Napoca. Zeci de curse au avut întârzieri sau au fost chiar anulate, iar pasagerii au stat ore în șir așteptând să vadă dacă mai decolează sau nu. Care a fost motivul însă? Vă spun în câteva minute la Focus. Caz terifiant în județul Mureș. O femeie a fost ucisă de soț după ce instanța a refuzat să-i prelungească ordinul de protecție. Bărbatul era extrem de violent și când a aflat că soția lui a intentat divorț, a vrut să îi dea o lecție. A înjunghiat-o mortal în timp ce în casă se afla unul dintre copii și soacra femeii. Vă avertizez, urmează informații, dar și imagini cu un puternic impact emoțional. Problemele au început în urmă cu un an, atunci când bărbatul de 44 de ani a devenit tot mai agresiv. După un episod de violență extremă, speriată, femeia a obținut de la instanță un ordin de protecție pentru o perioadă de 2 luni. Astfel, bărbatul nu a mai avut voie să se apropie de ea și nici să o caute. Mai mult, el a trebuit să-și găsească o altă locuință. Destul de rău să nu-l primească în casă. A fost un bărbat nemaipomenit, atât au lucrat. În februarie, femeia a cerut prelungirea acelui ordin de protecție. Instanța însă a refuzat și a considerat că respectiva cerere nu are temei, așa că soțul violent a revenit acasă. Atunci când a aflat că trebuie să semneze actele de divorț, a devenit din nou violent și a înjunghiat-o mortal. Știau că cei doi au mai avut probleme, dar îi considerau o familie liniștită.
Cum să vă spun, el a fost un băiat foarte cum se cade. Harnic, muncitor, nu a avut treabă cu nimeni, umblat cu alți bărbați. Atât am auzit că el s-a dus cu mașina, după a venit înapoi și l-a arestat și l-a dus dimineața. Lucra aici cu mașina. M-a ajutat oamenii. În primele 5 luni ale anului în curs, polițiștii au emis 98 de ordine de protecție provizorii, față de 108 în aceeași perioadă anului 2023. Femeia era contabilă la primăria din localitate și era mamă a 3 copii. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și e cercetat pentru violență în familie sub forma omorului. Un nou caz de sclavie a fost descoperit în județul Argeș. 7 persoane, printre care și un minor, au fost ținute în condiții inumane și obligate să muncească într-o fermă. Victimele ar fi fost racolate în capitală. Vă avertizez, urmează detalii cu un puternic impact emoțional, iar colega mea, Oana Ursanu, vine cu mai multe informații. Bun găsit, Oana! Ce se știe până acum? Bun găsit, cele 7 victime, printre care și o persoană minoră, au fost racolate de proprietarul fermei, un bărbat în vârstă de 55 de ani. Acesta mergea în gara de nord din București, acolo unde găsea persoane vulnerabile și le mințea cu oferte avantajoase de muncă. În realitate, ele erau duse la o fermă din Argeș și forțate să lucreze, dar și să trăiască în condiții inumane. Erau puși la muncă pe câmp și siliți să doarmă în corturi sau rulote fără a primi apă sau mâncare. În cazul în care refuzau, acestea erau bătute de către proprietar. Totul a ieșit la iveală după ce una din victime a reușit să fugă pe străzi și să povestească totul unui polițist. În cursul zilei de ieri, procurorii au făcut percheziții la ferma și la locuința bărbatului. În urma perchezițiilor, victimele au fost duse la un centru de protecție, iar bărbatul a fost arestat. Acum el este cercetat pentru trafic de persoane și trafic de minori. Acestea au fost informațiile. La revedere! Un copac de dimensiuni mari s-a prăbușit în această dimineață pe o stradă intens circulată din centrul capitalei. Întreaga scenă a fost surprinsă de camera de bord a unei mașini parcată în zonă. Societatea Română de Transport București a anunțat că 2 linii de autobuz și una de tramvai au fost afectate de acest incident pentru că arborele a rupt în cădere rețeaua de alimentare cu curent. Cinci copii și un adult din județul Botoșani au ajuns de urgență la spital după ce s-au intoxicat cu ciuperci pe care le-au cules chiar ei. La câteva ore după ce au mâncat, li s-a făcut rău. Familia a mers la cules așa cum făcea dintotdeauna. Adulții credeau că nu pot fi păcăliți și cunosc majoritatea soiurilor. O ciupercă toxică ar fi ajuns însă accidental printre cele bune. Masura lor, Rosmari, care stă cu ei, și a avut mâncare și a mâncat. Și după Rosmari, a început să se simte rău. Știu să fi nimerit de unul care nu a fost bun și el a pus fără să-și dea seama. Și s-a simțit rău și noi am fost la urgență cu toți. În serviciul de urgență s-au prezentat 5 minori cu vârste între 3 și 16 ani, prezentând grețuri, vărsături, dureri abdominale în urma ingestii de ciuperci și un adult. În urma investigațiilor, cei 5 minori au rămas internați pe secția de pediatrie pentru supraveghere, iar adultul a refuzat internarea în spital. Din cauza sărăciei, oamenii din zonă merg des la cules de ciuperci bureți. De cele mai multe ori culeg pentru consumul propriu. Aceștia realizează că se expun unor riscuri și chiar recunosc că din când în când li se face rău. Nu spre bun de mâncat, alții mai mănâncă, mai curjește pelița deasupra și mai mănâncă. Mai întâmplat câte o intoxicație, dar rar, câte unul. Câte unul, exemplu, acum 5 sau 10 ani, tot în urmă, tot așa a fost. Dar nu așa mulți, nu? Nu așa mulți dintr-o dată. Poate o bătrână, poate un bătrân. Medicii recomandă ca în această perioadă cei din Botoșani și nu numai să fie atenți la ciupercile pe care le cumpără de la alte persoane sau la speciile pe care le culeg din pădure. Marte să faci bureți de câini. Așa. A, și bătul. A s-a amestecat cu aia. S-a amestecat și nu și-a dat seama. Nu s-a dat seama ce fel de bureți sunt. Asta cât de aia bun. S-a amestecat cu aia din braș. Da.
Și a mâncat și s-a făcut rău. Da. În România există aproximativ 50 de specii de ciuperci otrăvitoare, iar numărul acestora crește în fiecare an din cauza mutațiilor genetice, fenomen care poate să-i păcălească chiar și pe cunoscători. Hipotensiunea arterială, halucinațiile, tulburările nervoase, abundența salivației, lăcrimarea, pupila micșorată sau durerile abdominale se numără printre simptome. Studentul care și-a incendiat profesorul după ce a picat un examen la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Ovidius din Constanța a fost arestat preventiv. El a fost dus în arestul poliției, urmând să fie cercetat de către procurori. Este acuzat de tentativă de omor și riscă de la 5 la 10 ani de închisoare. Ce ai făcut profesorului tău? Îți dai seama acum de ce ai făcut? Chiar așa, de la o notă? Acest tânăr are 22 de ani, frecventează cursurile Facultății de Matematică și Informatică a Universității Ovidius. Era în sesiune. Ieri a aflat că nu a luat notă de trecere chiar la disciplina de bază, matematică. S-a considerat nedreptățit și a decis să se răzbune pe cel care i-a corectat lucrarea, profesorul său de matematică, care are 70 de ani. Studentul a mers la o farmacie, a cumpărat o sticlă cu spirit medicinal și s-a întors la facultate. A intrat în sala de examen unde l-a găsit pe profesorul examinator singur, s-a apropiat de acesta și fără să-i spună nimic, l-a stropit cu lichidul inflamabil din recipient, după care a prins lichidul respectiv cu o brichetă. Hainele profesorului au fost cuprinse de flăcări, iar victima a încercat să le stingă cu geanta laptopului pe care o avea la îndemână. A încercat să iasă de acolo, numai că inculpatul a blocat ușa, blocându-l pe profesor în interior, unde ardea deja podeaua. Din fericire, dascălul a suferit doar o arsură minoră la picior, iar viața nu i-a fost pusă în pericol. La sediul facultății au ajuns imediat și polițiștii. Ei au început cercetări, au deschis un dosar penal și încearcă să afle exact ce s-a întâmplat. Acest comportament este unul antisocial. Provine din frustrările adunate de-a lungul timpului. Se pare că nu există doar un factor care contribuie la această stare a tânărului pentru fapta de ieri pe care a săvârșit-o. Posibil să fie mai multe situații care s-au adunat, s-au acumulat de-a lungul timpului, iar el pur și simplu a explodat. Un judecător al tribunalului din Constanța a decis ca studentul să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Îți pare rău pentru fapta ta? Profesorul atacat va depune plângere împotriva elevului său și urmează să primească și un certificat medico-legal de la legiștii din Constanța. Criminalul din grădina botanică de la Craiova a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Agresorul, care era minor la momentul comiterii faptelor, a fost găsit vinovat pentru omor calificat și tentativă la omor calificat, port fără drept de obiecte periculoase și folosirea fără drept de obiecte periculoase. În iunie 2023, l-a atacat cu un cuțit o fată de 14 ani și pe prietenul ei de 19 ani, care stăteau pe o bancă în grădina botanică din Craiova. Când s-a năpustit asupra celor doi, adolescentul avea fața acoperită cu o mască și purta mănuși. Cei doi au fugit, au fost înjunghiați de mai multe ori. Fata n-a mai avut vreo șansă, iar băiatul a scăpat ca prin minune cu viață. Instanța l-a obligat să plătească 200.000, atât părinților fetei, cât și prietenului ei. Decizia instanței nu este însă definitivă și poate fi atacată cu recurs. Un copil de 12 ani și un tânăr de 19 ani au ajuns în această dimineață la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat și a intrat într-un stâlp de semafor din Craiova. Potrivit datelor poliției, bărbatul a furat o mașină pe care a găsit-o cu cheile lăsate în contact. L-a invitat cu el și pe copilul de 12 ani și au plecat la o plimbare. La o intersecție însă, într-un viraj, a pierdut controlul vehiculului și au făcut accident. Cei doi au fost transportați la spital, iar poliția a început acum o anchetă. Oamenii legii au descoperit că tânărul de 19 ani nu avea permis de conducere. Pe numele lui a fost întocmit un dosar penal pentru furt, conducerea unui vehicul fără permis și vătămare corporală din culpă.
Premier în România, un alt prelat al Bisericii Ortodoxe Române a fost trimis în judecată și condamnat pentru viol. Fostul episcop al Hușilor, Cornel Onil, a fost condamnat la 8 ani de închisoare, acuzat că a violat mai mulți elevi de la seminarul la care era profesor. Cazul a fost investigat de echipa de jurnaliști a publicației Să fie lumină. Ziariștii au scos la iveală probe importante în acest proces. Abuzurile ar fi început în urmă cu 20 de ani. Timp de un deceniu, victimele ar fi trăit momente groaznice, greu de descris. Unul dintre elevii care susțin că a fost agresat este Tudor. Mărturia sa e cutremurătoare. El a povestit cum, în timpul unei spovedanii, călugărul Sebastian l-ar fi întrebat dacă a încercat vreodată să întrețină relații intime cu băieți. În momentul ăla nu știu, am fost terminat. Toate gândurile mele că e test se împrăștiau. Am zis, nu părinte, că e păcat. A luat mâna lui stângă, mi-a băgat mâna, nu pe lenjerie. A băgat mâna direct și m-a strâns. Tudor a reușit să fugă. Cu el era însă un alt tânăr, Bogdan. Atunci acesta avea doar 15 ani. Ar fi fost forțat să întrețină acte sexuale. Am trăit o traumă acolo. Eu, după ce s-a întâmplat chestia aia, eu într-o săptămână nu cred că am dormit 5 ore. Nu exagerez. Imaginile care dovedesc abuzurile au fost însă ascunse ani buni. Jitaru și alți doi preoți le-ar fi avut și l-ar fi șantajat pe episcopul Onilă cu publicarea lor. Procurorii DNA din Iași au intrat în posesia imaginilor în 2017, atunci când preoții au fost și judecați pentru șantaj. Secvențele video nu au fost trimise însă către Curtea de Apel. Jurnaliștii de la Să fie lumină au publicat în urmă cu 4 ani prima investigație în care au vorbit despre existența acestor dovezi. Câteva zile mai târziu a început procesul. Imaginile de atunci sunt cele care au și apărut în presă, o parte dintre ele în 2017, când toată lumea a tratat subiectul ca un caz de homosexualitate. Nu, aici nu e vorba de homosexualitate, e vorba de abuz sexual, victime fiind niște elevi de seminar. Mai multe instituții și persoane importante ar fi cunoscut situația tragică a victimelor, însă nu ar fi luat măsuri. Așa că au trecut aproape 20 de ani în care vocile tinerilor abuzați au fost reduse la tăcere. Abuzul nu înseamnă doar două personaje, abuzatorul și victimă. În cazul acesta vorbim de un întreg sistem, un sistem care a ascuns aceste abuzuri, un sistem format din niște instituții menite să protejeze copiii, inclusiv biserica. Inclusiv biserica. Dar înainte de ea, școala, inspectoratul școlar, care știau, adică au primit semnale că acolo ar exista ceva. Fostul episcop Corneliu Onilă a fost condamnat la 8 ani de închisoare, iar fostul arhimandrit Sebastian Jitaru la 15 ani. Pentru coșmarul trăit, instanța a decis ca victimele să fie despăgubite cu câte 50.000 de euro. Decizia nu este definitivă. Haos pe aeroportul din Cluj după ce 10 de zboruri ale unei companii low cost au avut întârzieri, iar altele au fost anulate. Situația a fost la fel de confuză și pe aeroportul din București, acolo unde mai multe curse au fost la rândul lor amânate. Pasagerii care așteptau să plece în concediu în străinătate au fost nevoiți să stea ore întregi în aeroport, în timp ce alții și-au reprogramat plecarea după ce cursele lor au fost anulate. Acum în Spania de aer, o aștept, văd că nu mai vine nici acum. Una dintre curse trebuia să plece din Bruxelles de pe aeroportul Charleroi miercuri. A fost amânată de 6 ori și a plecat astăzi spre Cluj-Napoca. De pe aeroportul din Cluj au fost amânate zboruri spre Bergamo, Catania sau Treviso. Unii pasageri s-au plâns și pentru că nu au primit explicații. Cred că au fost 37 de ore de întârziere, pentru că trebuia să ajungem miercuri noaptea pe la 11 și ceva. Nu a venit nimeni să ne informeze ce se întâmplă. A existat o desincronizare a informațiilor de pe site și ecranele de acolo din aeroport. Unde ați stat? Păi o noapte la hotel, alta prin aeroport, unde m-am apucat. Vi s-a dat vreo explicație? Nicio explicație. Veți încerca să vă recuperați bani? Bineînțeles. În această situație au fost familii întregi cu copii care mergeau în concediu în străinătate. Erau acolo oameni care de 3-4 zile stăteau în Bruxelles și este o bătaie de joc asupra cetățenilor europeni și nu doar din România sau din Cluj, pentru că nu fac altceva decât să anuleze avioanele. De exemplu, am avut avionul anulat azi noapte la ora 1. Urmarea acestor întâmplări, voi lua împreună cu colegii mei din Parlamentul European decizia de a provoca o dezbatere în Parlamentul European și de a sesiza Comisia Europeană cu privire la aceste aspecte. Și în București, mai multe zboruri au fost amânate. Eu am
am solicitat banii înapoi pentru bilet și despăgubirile pentru zborul anulat. Zborul meu a fost 600 de lei, dar mai puțin important zborul cât planurile pe care le aveam acolo. A fost înfiorător să vezi familii cu copii care aveau concediu programat, care pierdeau cazare două zile sau cât întârziau, pierdeau mașini închiriate și pierdeau efectiv bucuria concediului. Compania Wizz Air a transmis un comunicat oficial în care anunță că de vină pentru întârzierile foarte mari e vremea, respectiv furtunile care au lovit Europa. La nivel de industrie, colaborăm cu alte companii aeriene pentru a înainta aceste probleme autorităților relevante, inclusiv Eurocontrol, pentru a ne asigura că sunt puse în aplicare măsuri de atenuare adecvate. Cu toate acestea, criza principală a acestor perturbări e activitatea meteorologică anormală, care rămâne intensă în întreaga Europa. Potrivit legii, pasagerii ale căror zboruri au întârzieri mai mari de 3 ore pot să ceară despăgubiri de la companiile aeriene. Cinematografe lăsate în paragină. Cum a ajuns pe butuci industria cinematografelor? Din sute de cinematografe am rămas cu câteva zeci. Astăzi, la Focus. Hainele vechi și muzica de peste 30 de ani sunt din nou la modă. Tinerii ascultă melodiile din tinerețea părinților și caută haine asemănătoare celor pe care le purtau bunicii. De când e vintage cool, vă spun în câteva minute la Focus. Serviciile medicale gratuite pentru pacienții care nu au asigurare medicală, dar sunt suspecți că ar suferi de boli grave. Programul prin care acești oameni pot să beneficieze de analize și consultații va fi decontat de stat și va începe de la 1 iulie. Statul speră ca proiectul să scadă mai ales numărul bolnavilor de cancer. Aproape 3 milioane de români nu au loc de muncă. Din acest motiv, nu au nici asigurare de sănătate. În general, nu sunt preocupați de consultațiile medicale care ar putea să prevină eventualele boli și ajung la spital doar atunci când se îmbolnăvesc. În cele mai multe situații, boala e depistată târziu. Ei, în astfel de situații, când se îmbolnăvesc, merg și plătesc, fac împrumut și plătesc cu 6 luni în urmă acele asigurări sociale. Pacientul nu face ceva decât să întârzie, să spunem, mersul la medic, să întârzie diagnosticarea, să întârzie de asemenea aplicarea tratamentului. Este o măsură binevenită pe care o așteptăm de ani de zile, a fost propusă cu mulți ani în urmă, dar iată, în sfârșit am reușit acum să convingem autoritățile. Tot mai mulți mor din cauza unor boli care pot fi prevenite sau tratate. Accesul la serviciile medicale esențiale pentru anumite categorii patologice e important pentru depistarea afecțiunilor grave, precum cele oncologice, bolile de inimă sau hepatice. În ceea ce reprezintă virusul B, trebuie să știm că este o boală cronică care, din nefericire, nu poate fi tratată, dar poate fi ținută sub control, iar în ceea ce reprezintă virusul C, 99% din pacienți beneficiază de un tratament de scurtă durată, iar rata de vindecare este aproape de 100%. De la 1 iulie, medicii de familie și medicii de specialitate din policlinici vor putea să îndrume pe pacienții neasigurați la centre de analize și consultații gratuite, dacă există suspiciunea unor afecțiuni severe, precum cancerul. Este important pentru pacienții care nu sunt asigurați, pentru că această prevedere umple un gol. Screening-ul se face la toată populația, în schimb diagnosticul nu se poate pune decât la persoanele asigurate. Și atunci toate aceste analize pentru care ei au acces în acest moment pentru a depista mai ales tumorile și hepatitele de tip viral, vine să umple exact partea asta de diagnostic pe care neasigurații nu puteau face. Banii vor fi decontați de la bugetul de stat în cadrul Planului Național de Combatere și Control al Cancerului. Vara aduce reduceri semnificative la prețul hainelor. Comercianții n-au mai așteptat până la sfârșitul perioadei calde pentru scăderea prețurilor. Vânzările produselor care au etichetă roșie cresc simțitor.
Cumpărătorii pasionați de reduceri caută orice chilipir la mall-uri sau în magazinele online. Pentru unii, pregătirea bagajului de vacanță a devenit mai plăcută și mai accesibilă, cu ținute la care visează și prețuri reduse. Înainte de concediu, încerc să faci un pic de economii. Da. Îmi vine, mă, reducerile, ce mai avem nevoie de aici, în afară de reduceri, și încercăm să profităm. Cât ați cheltuit până acum? Undeva la 400 de lei. Rachiță, o șapcuță, pentru că mergem la mare, ne protejăm. Pantalonaș. Da, ne uităm după reduceri, fiind și vacanță pentru copiii noștri. Cu drag vom găsi ce ne dorim. Febra prețurilor mici poate determina pe unii să cumpere chiar și articole de care nu au nevoie. În mediul online, tentația e și mai mare. Cât ați cheltuit până acum? Destul de mult. Dar merită. Sunt foarte multe reduceri în perioada asta și chiar mi-am cumpărat ceva de două ore. Sunt în mall de când s-a deschis. Cred că am cheltuit 110 lei, cam 4 produse. Ce ați cumpărat până acum, ceva la reduceri? Tot ea și-a cumpărat sandale și eu șosete. Specialiștii recomandă ca ambele prețuri să fie verificate și să se asigure dacă sunt lichidări de stocuri sau promoții. Soldările sunt reduceri pentru stocurile sezoniere și se fac de două ori pe an, timp de cel mult 45 de zile. Promoțiile, în schimb, pot avea loc oricând și la orice produs. Comercianții, însă, trebuie să ofere informații clare despre durata ofertei, produsele incluse, magazinele participante și valoarea produsului, specificând dacă este o promoție sau o soldare. Statisticile arată că 3/4 dintre românii care au făcut cumpărături online în 2023 și-au cumpărat haine, încălțăminte și bijuterii. Vintage este cool, iar retro este mai actual ca niciodată. Tot mai mulți tineri se întorc la muzica părinților sau își doresc să poarte haine din vremea bunicilor. Magazinele second hand sau cele care vând viniluri, odată abandonate prin poduri sau pivnițele caselor, au profituri mai mari de la an la an. Cei care fac studii de piață spun că explicația ar fi că unii cumpără amintiri, iar alții vor să fie retro. Pantaloni evazați, cămăși cu guler lung, pantaloni colorați și ochelari de soare. E moda anilor 70-80 sau cea a părinților, cum ar spune cei din generațiile Z sau Alpha. Dacă pentru milenial ținuta vestimentară a fost un mod de exprimare a unor stări sau o formă de protest, pentru cei născuți după anii 90 este noul mod de a fi cool. Din garderoba părinților și acum se fac tot felul de standuri cu haine retro, tot așa, din garderoba părinților și da, sunt foarte mulți studenți, elevi care cumpără hainele astea. Blugi evazați, geacă de blugi, mai cu rupturi așa, cum se poartă iarăși acum, din nou. Cămășuțe, fetele mai rochițe lungi. Magazinele second hand și târgurile vintage ascund poveștile unei epoci trecute și astfel tinerii descoperă piesă cu piesă tinerețea părinților. Există magazine specializate de vintage. Afară sunt magazine exclusiv de vintage, pentru că ai o plajă mare de decenii întregi în care poți să-ți găsești produse. Și sunt familii care au și au îngrijit bine produse respective autentice din anii 50, 60, 70, 80, cum spuneam. Iar tinerii de azi nu vor doar hainele părinților și ale bunicilor, ci vor să le asculte și muzica. Perioada anilor 70-80 și începutul anilor 90 și-au pus în mare măsură amprenta pe copilăria adulților de astăzi. Și chiar dacă în epoca comunistă era greu să faci rost de muzică occidentală, milenialii sau boomer, așa cum îi numesc tinerii, știau să se descurce și să se distreze. We will rock you.
În anii 70 era suficient ca unul să primească de la o rudă din afara țării o casetă. Muzica respectivă ajungea imediat în întreg cartierul. Acum, magazinele care vând pick-up-uri, CD-playere, casetofoane, viniluri și casete au tot mai mulți clienți care nu sunt uimiți cum părinții lor copiau casetele și le derulau cu ajutorul unui creion. Era un casetofon foarte mic, de mașină, de multe ori, anexat la două boxe. Se înnoda acea casetă, puneai creionul și trăgeai banda. Casetele au început să redevină la modă. Asta în mare parte colecționarilor de mașini și al pasionaților de mașini retro, pentru că vor să își păstreze casetofoanele originale în mașini și astfel ei cumpără din ce în ce mai multe casete. Eu încă am un casetofon în cameră cu casete în care mai ascult muzică și mi se pare chiar puțin mai relaxant decât să pun, pentru că sunt același gen de muzică, vine deodată și captează perioada aia din timp super tare. Nunta părinților mei și majoritatea erau pe casetă și mă jucam cu dispozitivul respectiv când eram mică. Cluburile cu muzică retro sunt pline, iar festivalurile de profil adună 10.000 de tineri 18+. Jurnalul cu amintiri, mileurile bunicii, casetofonul, televizorul cu tub și peștele care stătea pe el sunt acum ciudățenii, dar și un prilej de fascinație. Toate se adăpostesc într-un muzeu al cărui prag îl trec în fiecare an mii de tineri. Oale pentru fier sarmalele, ulcioare pentru apă și multe alte obiecte de veselă din lut se pot găsi în aceste zile la Iași. În capitala Moldovei se desfășoară un târg de ceramică la care participă mii de meșteri olari, dar și expozanți, bineînțeles. Cu toții încearcă să promoveze și să vândă produsele specifice zonei etnofolclorice din care provin. Acest domn e meșter olar din județul Iași. E cunoscut în țară și peste hotare și e unul dintre participanții Târgului Național de Ceramică Cucuten 5000. Omul a învățat de la tatăl său să lucreze cu lutul și a făcut o afacere din acest meșteșug vechi. Ceramica noastră se cheamă ceramică utilitară, deci oale pentru lapte, oale pentru fierb sarmale, pentru umplu boș, pentru pus tochitura, brânza. Daniel Ifrim muncește cât e ziua de lungă și le-a arătat celor care au venit la târg ce poate să iasă din mâinile sale. Facem un boț, pregătim un boț de lut. Și ce să iasă din? Din asta să iasă un ulcior din asta de băut apă. Mutez în mânierul. Și la capăt totim un pic să fie pot, să putem să-l lipim. Clientele sale fidele sunt mai ales gospodinele care caută oale pentru fiert sarmalele. Am văzut câteva variante, urmează să mă decid, să văd exact care și cum. Sunt altfel, nu? Făcute sarmalele în astfel de oale. Da, da, să știți, gustul e altul. Gustul sarmalelor care fierb în oale. Aia, asta e adevărat, cuptor, cuptor. E adevărat, eu am o oală de asta de mulți ani. Dacă îmi fier bine, îți cunoaște. Am încercat și boș, să fac și ies și boș. Ionel Cococi a venit tocmai din județul Olt. A adus cu el vase, replici ale vestitei culturi neolitice de Vădrastra, care au o vechime de peste 7500 de ani. Îți validează valoarea lucrării tale și plus de asta, pe deasupra e și... ar fi puțin, să spun, o gură de oxigen pentru meșterii populari, e mai mult. Și ar fi bine să existe multe târguri de genul acesta în țara românească. Îmi place lucru de mână. Și astăzi ce ați ales? Mă ales niște, nu știu ce sunt astea, străchinuțe, să zicem. Și o vază frumoasă și cam atât. Vă plac, nu? Da, foarte mult. Și sudul țării a avut reprezentant la târgul din Iași. Și acest meșter, Telor Mănean, face tot replici după ceramica arheologică. Este o ceramică din perioada neolitică, toată ceramica este lucrată manual, deci nu e nimic făcut la roată. Noi mergem pe partea decorativă. Bănuiesc că acum 6500 de ani, că sunt vase foarte mari, care probabil foloseau și ei, puneau diferite produse agricole. Târgul de ceramică e deschis inclusiv duminică, iar intrarea e liberă. Donald Trump și Joe Biden au stat față în față într-o confruntare istorică și au spus opinia despre securitatea lumii, criza economică și evitarea celui de-al treilea război mondial. Unul singur a ieșit câștigător detașat. Despre cine este vorba aflați în 5 minute, când revenim din publicitate.
Dezbaterea istorică dintre Joe Biden și Donald Trump i-a pus pe jar pe americani, dar și pe europeni. Președintele Statelor Unite s-a bâlbuit și părea dezorientat în fața contracandidatului. Prestația lui Biden a fost atât de slabă încât unii democrați se gândesc să-l înlocuiască. Confruntarea acidă a ținut capul de afiș în Statele Unite. Înfruntarea electorală dintre Joe Biden și Donald Trump a fost cu de toate. Primele concluzii ale analiștilor politici arată că Trump ar fi avut o prestație peste cea a lui Biden. Cei doi rivali care luptă pentru Casa Albă au adus în discuție războiul din Ucraina, conflictul Israel-Hamas și criza economică. This is a war that never should have started. If we had a leader in this war, he led everybody along. He's given $200 billion now or more to Ukraine. He's given $200 billion. That's a lot of money. I don't think there's ever been anything like it. Every time that Zelensky comes to this country, he walks away with $60 billion. Nu a trecut mult, iar cei doi candidați pentru Casa Albă au trecut la un limbaj suburban. I went to the World War II cemetery, World War I cemetery he refused to go to. He was standing with his four-star general, and he told me, he said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker, you're the loser. Trump și Biden au adus în discuție și evitarea celui de-al treilea război mondial. We are very, very close to World War III, and he's driving us there. And Kim Jong-un and President Xi of China, Kim Jong-un of North Korea, all of these, Putin, they don't respect him, they don't fear him, they have nothing going with this gentleman, and he's going to drive us into World War III. You want a World War III? Let him follow and win and let Putin say do what you want, NATO. Potrivit sondajelor CNN, dezbaterea a fost câștigată detașat de Trump cu 67% și Biden cu 33%. Momentele de confuzie ale lui Joe Biden au lăsat urme în încrederea oamenilor. Presa internațională scrie că rezultatul slab al lui Biden îi face pe unii democrați să se gândească să-l înlocuiască. Și Europa este îngrijorată de posibilă întoarcerea lui Trump la Casa Albă. Victoria republicanului ar putea reduce sprijinul economic și politic pentru europeni. În timp ce Donald Trump spune că Ucraina nu va câștiga războiul, președintele Zelensky speră ca acest conflict să nu dureze ani mulți de acum încolo. Liderul de la Kiev primește vești proaste însă din Franța. Ucraina riscă să rămână fără ajutorul promis de Macron dacă acesta pierde alegerile. Marine Le Pen, lidera extremei de dreapta, avertizează că președintele Emmanuel Macron nu va avea mână liberă în politica externă dacă formațiunea sa va câștiga alegerile anticipate și va forma noul guvern. Ucraina ar putea să piardă ajutorul deja promis. Oui, je crois que Jordan Bardella a été très clair sur ce sujet. Nous soutenons l'Ukraine face à la Russie. Nous sommes prêts à apporter à l'Ukraine toute l'aide nécessaire. Il y a deux limites et le président Zelensky le sait puisque nous avons toujours exprimé ces limites. C'est la livraison d'armes de longue portée qui pourrait toucher le territoire russe en profondeur et faire de la France un pays co-belligérant. Et c'est l'envoi de troupes en Ukraine, ce qui ne peut pas dire d'ailleurs que Jordan Bardella ne souhaite pas continuer à former d'ailleurs les militaires. În același timp, președintele Volodymyr Zelensky a semnat la Bruxelles un pact de securitate. Acesta nu e identic cu acordul de apărare reciprocă NATO. Acordul stabilește angajamentul Uniunii Europene de a ajuta Ucraina în 9 domenii ale politicii de securitate și apărare, inclusiv livrări de arme și instruire militară. Cu toate acestea, Zelensky nu e mulțumit și cere și mai multe acțiuni dure împotriva Moscovei. Liderul ucrainean speră totuși ca războiul să nu se mai prelungească. But this new Russian offensive proved that the existing pressure on Russia for the war is not enough. Totodată, Zelensky a primit și o listă de 11 porunci de la Viktor Orban, totul pentru ca premierul maghiar să sprijine începerea negocierilor pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. În primul rând, Orban i-a cerut lui Zelensky ca Transcarpatica să fie recunoscută drept maghiară. Între timp, vineri dimineața, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că stația de monitorizare a radiațiilor de la centrala nucleară Zaporojie a fost distrusă de bombardamente. Astfel, s-a pierdut conexiunea cu instalația principală de monitorizare. Prin urmare, se limitează capacitatea centralei de a detecta eliberarea radiațiilor în situații de urgență.
O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite după ce o parte din acoperișul celui mai mare aeroport din India s-a prăbușit. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Acoperișul aeroportului New Delhi a cedat din cauza ploilor abundente. Din imagini se poate observa cum zeci de mașini au fost zdrobite de grinzile de oțel uriașe. Persoana care și-a pierdut viața se afla în mașină în momentul în care o parte din acoperiș a căzut. După acest incident, autoritățile au deschis o anchetă. Din cauza aceasta, cel puțin 10 zboruri au fost anulate, iar 40 au avut întârzieri. Vila din Los Angeles a lui Marilyn Monroe a fost declarată monument cultural istoric. Astfel, casa a fost, de fapt, salvată de la demolare. Proprietatea din cartierul de lux Brentwood are 4 dormitoare și 3 băi, precum și o piscină foarte mare în curtea din spate. Actualii proprietari au vrut să demoleze casa și să-și extindă proprietatea, însă primăria le-a dat planurile peste cap. Consiliul local a votat în unanimitate ca vila să devină monument istoric. Cinematografele din mall-uri prosperă, dar sălile de film ale statului zac în paragină. Industria era înfloritoare înainte de 90, dar s-a prăbușit încet și sigur, pentru că n-a ținut pasul cu ceea ce își doresc consumatorii de film. Câte cinematografe mai avem, aflați într-un reportaj imediat după publicitate. Industria cinematografelor din România este în cea mai bună perioadă din istoria ei, conform încasărilor de la box office. Apetitul pentru filme al românilor este în creștere, însă majoritatea încasărilor au loc în mall-uri. Pentru cei curioși care vor o experiență inedită, există și cinematografe vechi, cu tradiție și istorie, care au reușit să supraviețuiască trecerii la economia de piață. Însă numărul lor este foarte mic și de la an la an tot mai multe își închid ușile. Timp de 3 ani, piața cinematografelor din România s-a chinuit să-și revină. În perioada pandemiei, cele mai multe dintre săli au fost închise. Odată ce s-au redeschis, însă, publicul nu a mai fost atât de dornic să se întoarcă în fața marelui ecran. Însă, anul trecut, românii au ajuns să cheltuie sume record pentru biletele la film, mult peste cele încasate în 2019. În 2023, cam aproape 63 de milioane de euro au fost încasate de rețelele de cinematografe la nivel național și cea mai mare parte a acestor venituri au fost realizate de cinematografele din centrele comerciale de tip mall. În 2019, prețul biletului era de mediu, al biletului era de 20 de lei. Iar în 2023 avem o medie de 23,7 lei pe bilet. Nu e o creștere spectaculoasă, am zice noi, dacă ne uităm la nivelul inflației, care anul trecut a fost de 16%. Potrivit unei analize realizate de o companie de consultanță, pe baza datelor de la Centrul Național al Cinematografiei, 96% din încasările de la box office au fost generate de săli de cinema din mall. Tot aici au ajuns și 94% dintre spectatori. Bucureștiul e în vârful clasamentului atunci când vine vorba despre numărul spectatorilor la cinematograf. Peste 4 milioane. Capitala e urmată în acest top de orașele Cluj și Timișoara, care au peste 800 de mii de spectatori, alături de Constanța și Brașov. La nivel național, numărul cinematografelor a crescut de la 95 în 2022 la 103 în 2023. Însă cele care au un singur ecran sunt din ce în ce mai puține, pentru că în trecerea la economia de piață, sute de cinematografe din perioada comunistă și din cea interbelică au dispărut. Bulevardul Regina Elisabeta a fost cunoscut zeci de ani ca Broadway-ul românesc, iar oamenii chiar l-au poreclit Bulevardul Cinematografelor. În această zonă funcționau 7 locații în care rulau filme de dimineața până seara. Acum nu a mai rămas nimic din cinematografele Timpuri Noi, Festival, Lumina sau București.
În trecut, cinematograful nu era un simplu loc în care te așezai ca să te uiți la film. Era un spațiu social și cultural al comunității, unde spectatorii veneau să se uite la film, după care rămâneau să-l dezbată după ce proiecția se termina. În perioada interbelică, în capitală, erau peste 40 de săli de cinema. Acum, cele mai multe sunt închise. În locul pe unde se făcea intrarea la Cinema Patria, acum a apărut o terasă unde oamenii își beau cafeaua. Nici la Cinema Scala nu a rămas nimic în urmă, doar un afiș vechi și rupt, de unde se poate citi cu greu numele cinematografului și compania care îl administra, România Film. Regia autonomă România Film avea la sfârșitul anului 1989 peste 5.000 de angajați și aproximativ 600 de săli de cinema în administrare. Fiecare oraș avea propriul său cinematograf, însă între timp multe dintre ele s-au închis. În prezent, compania mai are doar câțiva zeci de angajați și aproximativ 100 de săli de cinema, multe dintre ele închise. Investițiile în cultură și în cinematografe au fost tăiate după Revoluție, iar în fiecare an numărul sălilor a început să scadă. Acum doar un public foarte mic mai trece pragul cinematografelor cu istorie, așa cum e Cinema Europa. Singurul cinematograf pe care România Film îl mai are deschis în București este Cinema Europa, care a avut prima proiecție acum aproape 100 de ani. Prețul unui bilet este de doar 15 lei, iar filmele difuzate sunt aceleași cu cele din mall. Vizita la un astfel de cinematograf seamănă cu una la muzeu. Pe pereții de la intrare sunt afișe de la filmele care se difuzează alături de postere și mobilă de la alte cinematografe din țară care s-au închis. Înainte de intrarea în sală, spectatorii pot să vadă și cum arăta un proiector prin lentila căruia au trecut zeci de mii de filme. Un bilet costă jumătate din prețul unuia la mall, iar sala, care poate găzdui 100 de oameni, e de obicei ocupată doar de o mână de spectatori. Mulțumesc. Un alt cinematograf cu o istorie impresionantă, de altfel cel mai vechi din România, se află la Cluj, într-o zonă centrală. E vorba despre Cinema Arta, care a fost recondiționat și încă vinde bilete. Chiar aici este cel mai vechi cinematograf din România. A fost deschis în anul 1913 și este una dintre bijuteriile Transilvaniei. Clădirea în care se află cinematograful este situată în inima orașului Cluj-Napoca și ascunde un secret. Jumătate din cinematograf a fost transformat în cafenea. Și Cinema Union din capitală, construit în anii 50, a fost renovat și recondiționat. Alături de Cinemateca Eforie, aparține Arhivei Naționale de Film și fac parte din rețeaua Europa Cinemas. Asta înseamnă că pe lângă finanțarea de la stat, primesc și un mic ajutor european pentru vânzarea biletelor. Union este un cinema de artă. Din nefericire, trebuie să recunosc că sunt puține astfel de cinematografe care au mai rămas în România. Suntem puțin în urma vecinilor noștri. De fiecare dată când avem o premieră de film românesc, avem o serie de întâlniri cu publicul. Participă atât echipa filmului, regizor, actori și așa mai departe. Și încercăm să ducem acest demers curatorial și mai departe într-un sens comunitar. La Cinema Union biletul întreg este de 15 lei. Am avut până acum 3 săptămâni, cred, cel mai ieftin bilet din București la 10 lei. Cei care doresc să facă o vizită la unul dintre puținele cinematografe cu istorie care mai rezistă pe piață, trebuie să fie atenți la un singur lucru. Acestea nu au magazine cu popcorn sau răcoritoare, deci trebuie să fie pregătiți cu o sticlă cu apă. Un balon cu aer cald în care se aflau turiști a lovit de celebrele formațiuni stâncoase din situl Valea Iubirii, regiunea Capadocia din Turcia. 22 de persoane se aflau în coșul balonului în momentul prăbușirii. Martorii povestesc că au auzit țipetele îngrozitoare ale celorlalți turiști și au văzut cum o pală de vânt a aruncat balonul spre stâncile ascuțite. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată cum dispozitivul uriaș se desumflă și aterizează cu greu pe pământ. Imediat, serviciile de urgență au intervenit la locul accidentului. Prin minune, însă, nimeni nu a fost rănit. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre, însă, le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro.
În scurt timp începe Flash Monden cu Alexandra Anastasescu și Coveia de la ora 20 în seara filmului românesc. E vremea pentru acțiune în Misterele Bucureștilor. Pe Prima News de la 20, Dan Bucura și invitații lui analizează România reală. Iar de la ora 22 la Cine Maraton începe Kira Kiralina cu Mircea Rusu în rolul principal. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program disponibil pe primaplay.ro.